Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Bine v-am găsit la o nouă ediție din ciclul de emisiuni Alternative. În cadrul emisiunii noastre de astăzi vom discuta despre implicarea tinerilor în politică. De ce au decis să se implice invitații noștri în politică și ce ar dori ei să schimbe, auzim de la invitații care îi avem în studioul de la Drochea și Chișinău. Așadar, la Drochea îi avem pe Ion Dascăl, activist Partidul Democrat din Republica Moldova, consilier raional Drochea. Mariana Brumă, activistă partidul nostru, consilieră raională Drochea, și Luba Bulgaru, redactoră, șefă ziarul Glia Drocheană. Vă spunem bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. La Chișinău, în studioul de la Chișinău, îi avem invitați pe Igor Ciurea, secretar general Consiliul Național al Tineretului, și Mariana Platon, activist civic. Stimați invitați, vă spunem și dumneavoastră bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Pentru a începe discuția noastră de astăzi, propun să urmărim un reportaj realizat de către echipa TV Drochea, imediat după ce s-a finisat anul de studii. Am vrut să aflăm despre faptul unde tinerii învață despre politic și iată ce am aflat. Tinerii din Republica Moldova află primele noțiuni despre politică în cadrul cursului de educație civică. Pentru unii dintre ei, aceste cunoștințe vin să completeze practicele pe care ei au reușit să le acumuleze în activitățile cotidiene. Studiem atât la educație civică, unde nu facem cunoștință cu drepturile la vot și cunoaștem multe opțiuni și informații despre politică. Este cel mai interesant joc care poate decide soarta oamenilor. Politica este un sistem de tratate, un sistem de alianțe, de colaborări dintre diferite persoane care sunt alese în fruntea statului pentru a rezolva diferite probleme. Politica este un domeniu în care activează mulți oameni care sunt interesați de viitorul țării noastre și pentru a face un viitor mai bun pentru urmașii noștri. În cadrul lecțiilor de educație civică, elevii află despre drepturile constituționale, libertățile fundamentale, obligațiile și responsabilitățile cetățenești. Elevii găsesc aceste discuții foarte interesante, mai ales că pentru unii politica este mai mult decât o materie școlară. Acesta poate fi un hobby sau poate o profesie a celor care se văd mai nepoliticieni și sunt gata să se implice activ pentru a schimba lucrurile în mai bine. Tu te implici în politică? Da, desigur, particip la orele extra curs unde sunt informat despre dreptul la vot. De exemplu, ultima conferință care am avut-o despre votul uninominal, unde s-au format partide. Dincolo de conținutul cursului, elevii au posibilitatea să participe și la diverse seminare și ore practice la care improvizează situații din viață. Ei pot deveni politicieni în timp de o oră și să răspundă la întrebări cetățenilor, fapt care îi face să înțeleagă mai bine politica din alt punct de vedere. Tinerii văd politica ca un joc complicat, un joc care uneori este nu prea cinstit. În cadrul lecțiilor, dacă vorbim despre dreptul cetățeanului la vot, relațiile Republicii Moldova cu Europa, se discută la nivel de manual, lecție, se aduce la cunoștința elevilor despre anumite evenimente, legi. Primele cunoștințe despre politică sunt doar un capitol din cadrul cursului de educație civică. Pentru dezvoltarea unui cetățean activ și corect, este nevoie de mai multă implicare, iar aceasta rămâne o temă pentru acasă, la care vom afla răspunsul cel mai devreme la următoarele alegeri parlamentare. Am revenit în studio, am văzut că tinerii învață despre politică la științele de civică și istorie și acum am vrea să ne spui tu, Mariana, de ce ai hotărât să te implici în politică?
Ca fiecare cetățean al Republicii Moldova, mi-am dorit foarte mult să fac o schimbare, o schimbare pozitivă pentru noi, generația viitoare. Mi-am dorit locuri de muncă pentru tinerii specialiști care finisează studiile. Mi-am dorit spații locative pentru tinerii care termină universitățile sau care termină, știu, careva colegii, școli profesionale. Mi-am dorit un viitor mai bun la noi acasă, cu părinți, rude, vecini, colegi, ca toți să fie unici, să trăiască cât mai bine și cât mai prosper în Moldova noastră. Acum aș vrea să te întreb pe tine, Ioana, ce vă propuneți voi, tinerii, ce doriți să schimbați în politica din Republica Moldova? În politica din Republica Moldova sunt foarte multe lucruri care s-au schimbat spre bine, dar mai trebuie schimbate. Că să luăm activitatea politică a Republicii Moldova de 25 de ani în urmă, am avut posibilitatea atunci să ne facem o țară prosperă, o țară bogată, o țară frumoasă, aici la noi acasă, dar din păcate, nu știu din pe care criterii s-au luat politicienii noștri, dar nu prea am ajuns la condițiile care ne-am dorit noi. Dacă observăm, chiar până în 2010-2011 nu se mai vedea în platourile de televiziune sau să fie implicați în politică tinerii. Dar din 2011 încoace sunt foarte bucuros că mai mult tineri se implică în politică, mai mult tineri se implică la televiziune, mai activi, deoarece viitorul țării tot depinde de noi. Căci dacă să luăm după numărul de alegători, 50% la 100 de alegători sunt din vârsta a doua și mâini pe mâini ei pot să nu fie. Dar după toate datele, undeva peste 1 milion de populație deja au plecat din țară. Au plecat și au plecat familii tinere, care deștepți, care vor să dezvolte țara, dar nu au posibilitate și nu s-au fost acordate mai multe drepturi pentru a dezvolta țara. De ce noi tineri ne dorim ca cât mai multe proiecte, cât mai multe realizări, crearea locurilor de muncă să fie aduse la noi în țară, de noi tinerii, pentru familiile tineri, de a veni și de a dezvolta țara noastră aici la noi. Niște idei foarte bune. Doamna Bulgaru, dumneavoastră ce credeți? Care sunt impresiile? Ar trebui tinerii să se implice în politică? Care este impresia despre implicare? Vreau să continui gândul lui Ion Dascăl, pentru că a zis o frază pe cât de extraordinară și pe cât de simplă, pe atât de adevărată. Viitorul țării sunt tinerii. Deci dacă, consider eu, dacă Republica Moldova are o salvare, ar fi să aibă o salvare, acestea sunt tinerii. Altceva este că noi ăștia mai de demult, noi ăștia mai trecuți, nu ne dorim implicarea lor. Adevărat este, nu ne dorim implicarea tineretului în politică, în viața socială, în viața culturală. Îi marginalizăm, le punem niște opreliști. Uite, asta, eu o recunosc, eu încerc să nu fac lucrurile astea, eu personal, dar luând așa la proporții generale, uite, asta se întâmplă în Republica Moldova cu tineretul. Pe lângă faptul acesta, tinerii mai au nevoie și de niște exemple. Eu personal nu prea le văd. Eu să fiu tânără, ca să mă implic în politică, ca să mă implic în viața socială, în viața culturală, în viața în general a Moldovei, eu nu știu niște repere la care eu m-aș opri să zic, uite, vreau ca asta să fiu și uite, mărc, un exemplu. Am un model politic, să zicem, da. Așa, și mărc după el. Nu știu după care fi să mărc. Deci ar trebui să avem și niște exemple pentru tine. Ar trebui să avem o școală, o educație să le se facă în acest plan tinerilor. Adică să li se explice până la urmă. Ei își doresc, da, ei își doresc salarii, dar cum venim spre salariile astea? Dar cum venim spre conceperea vieții? Cum venim spre realizarea ei așa cum ne vrem noi? Pe lângă, asta am zis-o, pe lângă asta, cred eu, tinerii noștri mai au nevoie de o cumulare a forțelor. Voi sunteți doi. De acumularea forțelor, pentru că ei fiecare își doresc, dar nu știu cum fiecare, pe echipuliție, pe grupuleție, pe nu știu cum, aparte, personal, dar o acumulare de forță a tineretului ar fi așa, mișto pentru Republica Moldova. Pentru că acolo unde sunt mulți, acolo unde este o idee care se convină tuturor și acolo unde este 1, 2, 3, 4 lideri care sunt miște după ei, această masă de tineri cu dorință de a participa. Aveți în vedere un lider la fel de tânăr? Numai decât.
numai decât tânăr, numai decât tânăr, pentru că tineretul în genere merge după tineret. N-am ce să vină după mine, că eu am alte viziuni. Eu mi-am trăit trai, mi-am campanat. Da, vreau și eu o viață mai bună, na, care tot ei trebuie să facă. Dar, oricum, tinerii trebuie să-și facă pentru sine întâi și întâi. Și ca să o facă pentru sine, trebuie cumulare de forțe, de concepții, de abilități, de cunoștințe și de atâtea și mai departe. Și numai, eu văd așa lucrurile. Avem, asta e 100%, avem tineri, avem persoane bune, pregătite, așa la nivelul lor care este pregătit. Trebuie doar un respiro și la treabă. Și-ar fi bine. Și acum aș vrea să adresăm întrebări invitațiilor din studioul de la Chișinău. Domnule Ciurea, cine sunt tinerii care se implică în politică și de ce experiențe au dânsii nevoie? Tinerii din ziua de astăzi, de fapt, cumva nu se deosebesc foarte, foarte mult de adulți. Până la urmă vor și ei o viață mai bună, vor și ei anumite schimbări, vor reforme, vor să fie auziți. În esență, cam același lucru ar spune și un alegător de o altă vârstă. Cu toate acestea, observăm de fiecare dată o serie de bariere. Noi, în general, la Consiliul Național al Tineretului din Moldova, nu spunem că tinerii sunt viitorul. Încercăm să fugim de expresia asta. Noi credem că tinerii sunt prezentul, ei trebuie astăzi implicați în procesele politice și în dezvoltarea de politici. Astăzi trebuie să fie consultați, indiferent de vârstă. Tinerii de o vârstă mai fragedă care sunt încă la școală pot fi implicați în anumite procese care au loc la nivel de școală, dezvoltarea anumitor programe, organizarea anumitor activități. Tinerii deja de la universitate la fel se pot implica într-un consiliu sau senat al universității sau, de ce nu, deja să se implice în anumite partide politice sau organizații neguvernamentale care lucrează la nivel de politici. Sub acest aspect, considerăm că experiența se capătă, iar capacitățile politice nu se învață la ora de educație civică doar, dar este nevoie de a exersa aceste exerciții democratice în cadrul unor simulări de alegeri la nivel de școală, la nivel de Consiliu Municipal al Tinerilor, la nivel de Consiliu Local al Tinerilor, și aceste lucruri se capătă cu experiența și o să vedem și un impact și o implicare mai activă și la nivelul organelor decizionale locale și centrale, de ce nu? De ce, doamna Platon, de ce este nevoie ca tot mai mulți tineri să se implice în politică? Da, am auzit ce s-a spus până acum și, de fapt, eu sunt de părerea că tinerii pot influența viața politică și mersul politicii, nu neapărat fiind implicați în politică direct. Chiar dacă tinerii trebuie, cred eu, că trebuie implicați în societate, trebuie implicați în problemele cu care se confruntă ei și ca să poată să vină ei cu soluții, să vadă politicul dintr-o altă perspectivă, pentru că totuși chiar dacă se vorbește foarte mult, înțeles că și la educație civică despre politic, rata celor care merg la vot și rata celor care se implică în politic este puțină, înseamnă că avem o problemă aici. Și eu cred că trebuie din început de la faptul că să implicăm tinerii în societate, să implicăm tinerii să vină cu inițiative și să înțeleagă de ce au nevoie în societatea lor. Și atunci, ulterior, când ei vor fi implicați, atunci ulterior probabil va crește și rata celor care vor aplica cele învățate în politică mai departe. Am revenit din nou în studio și următorul protagonist din reportajul realizat de studioul central, la fel s-a implicat în politică și are succese. Să vedem despre cine este vorba și ce succese a obținut dânsul acum. Tinerii de astăzi sunt viitorul de mâine. Această expresie este bine cunoscută și deseori vociferată de mulți dintre noi. Dar cât de bine o percepem? Și mulți oare dintre tinerii noștri încearcă să o transpună în realitate, implicându-se în viața socială sau politică a propriului stat? Noi ne-am propus să găsim răspuns la aceste întrebări. Un exemplu demn de a fi urmat în acest sens este tânărul politician Anton Leațchi, care la vârsta de 29 de ani este unul dintre cei mai activi și plini de inițiativă consilieri municipali ai capitalei. Am solicitat să fiu implicat într-o direcție anume pentru ca să răspund de un segment de lucruri pentru că când ești implicat în orice, nu ești implicat în nimic. Pentru ca să vezi careva rezultate, trebuie să faci un lucru de la început până la capăt.
De la vârsta de 14 ani, Anton Leațchi a decis că pentru el contează evenimentele care au loc în țara lui, că îl vizează deciziile care sunt luate și că vrea să se implice în formarea viitorului său propriu și al statului. Permanent eram pentru dreptul și adevărul, pentru că nu îmi plăcea când cineva era ofensat în diferite puncte de vedere. Nu îmi plăcea când bătrânii sau tinerii nu primeau ceea ce trebuia să primească. Și statul trebuie să devină un garant în acest sens. Tinerii trebuie să se implice în politică, spune Anton Leațchi, aducând și un șir de argumente în acest sens. Dar, potrivit lui, asta încă nu e deloc ușor în țara noastră. Însă chiar și aici, el e cel care are idei pe care tinde să le implementeze pentru ca și alți tineri entuziaști cărora le pasă să își poată realiza intențiile. Astăzi trebuie să creăm mecanisme de implicare a tinerilor în politică. Sunt foarte mulți grupi de tineri care astăzi vin la dezbateri publice și așa mai departe, deci sunt careva opinie publică. Deci scopul meu este ca tinerii să implice în rezolvarea problemelor. O problemă esențială există însă și la capitolul motivație. Cu părere de rău, pentru mulți dintre tinerii din Republica Moldova, domeniul politic nu prezintă interes. Și asta pentru că nu realizează importanța, dar și propria valoare în acest stat. Vă spun sincer, activitatea în politică și implicarea în politică, ceea ce ține cont luarea deciziilor, este foarte interesant. Atunci când o să fiți mai activi și în viitorul vostru o să fie mai interesant, pentru că o să aveți după umerile voastre careva activități și careva lucruri deja finisate. O să deveniți maturi și o să deveniți cu o părere foarte definitivă ceea ce doriți dumneavoastră din viață. Tinerii de astăzi sunt viitorul de mâine. Putem afirma asta cu încredere, cunoscând istorii ale astfel de tineri implicați în politică, precum este Anton Leațchi, consilier municipal al Capitalei, căruia îi pasă, care zilnic își face vocea auzită, pentru că își cunoaște drepturile și obligațiile și tinde spre un viitor mai bun în propria țară. Am urmărit reportajul și acum, Mariana, am vrea să ne spui de ce trebuie drochienii, tinerii drochieni să se implice în politică. Fiecare drochian cred că își dorește un viitor mai bun la el acasă și doar împreună cu persoanele care deja au fost implicate în politică, conlucrând împreună, vor căuta și vor găsi soluții. Sunt sigură că vor găsi soluții cât mai adecvate pentru soluționarea diferitelor probleme apărute în societate. Am observat în ultimul timp că avem foarte mulți tineri capabili, dornici de a face careva schimbări și anume care acționează pentru că le pasă de orașul, de localitatea din care vin și cred că este foarte important implicarea lor și atitudinea lor pe care o au față de societate, față de mediul pe care înconjoară și față de derularea lucrurilor de mai departe. Ion, acum aș vrea să ne spui și tu ce este politica, cum vezi tu politica în Republica Moldova, ce model de dezvoltare crezi tu că ar trebui să ia Republica Moldova, anume ce ține de politica inopinată? Eu iarăși să mă întorc la frazele spuse de mine la cei 25 de ani în urmă, cum am căpătat, cu cât greu am căpătat această independență, această democrație pe care vrem să o dezvoltăm zi de zi, dar cam greu se dezvoltă la noi, căci politicienii mai mulți se gândeau la dânsii, dar nu la viitorul pe care erau din urmă, suntem noi copiii. Noi am crescut mari, noi ne vrem acum salarii mai mari, ne vrem locuri de muncă mai bune, dar toate acestea trebuie să o facem noi singuri. Politica în Republica Moldova acum este, aș spune așa, un pic cam grea. Că noi trecem printr-o fază foarte grea. Suntem la hotare și cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană și e greu de ales vectorul unde trebuie să plecăm noi. Căci cei din vârsta a doua vor ca înainte spre vectorul Rusiei, dar noi din eretul, desigur că ne dorim să fim îmbrăcați mai bine, să mergem într-o mașină mai de lux, să avem un loc de lucru mai bun, copiii noștri să aibă un viitor mai decent, să fim asigurați, asigurarea medicală să fie mai bună și tinde spre vectorul european. Deci toate fondurile, toate proiectele care vin în Republica Moldova vin din fondurile Uniunii Europene. Și eforturile care sunt puse în ziua de azi, noi credem că mergem spre bine. Adică mergem spre vectorul european, unde se simte chiar începând cu
se vede câte schimbări sunt chiar în, cum să luăm corupția, câți oameni miniștri, câți viceministri, câți oameni de afaceri cu rang înalt sunt cercetați de CNA, de organele de control și credem că toate acestea o să ajungă la un numitor comun, să ajungă la un numitor unde să ne fie bine nouă, nu celor de la conducere. Și sper că în viitor apropiat, următorul Parlament să fie măcar 50% de tineret deputați, dar nu cei de vârsta a doua. Să sperăm. Doamna Bulgaru, de ce fel de pregătire au nevoie tinerii noștri pentru a se implica în politică? Eu ascultam acum acești doi tineri, trebuie să mă credeți pe cuvânt, bravi, de la Drochia, și m-am prins la gândul că simt un fel de regret pentru timpul pe care sunt nevoiți să-l trăiască, pentru că odinioară era altfel. Problemele noastre erau mult mai simple și cumva rezolvabile, rezolvate de alții undeva vineau. Acum noi ne punem, nu doar ei își doresc un viitor bun, dar și noi, ăștia mai părinții buneilor, ne agățăm și noi în cârca lor, pentru că noi vrem tot împreună cu ei, de rând cu ei, să avem și noi un viitor mai bun, să avem o viață mai bună. Practic ar trebui să o rezolve, să o realizeze ei. Și este foarte complicat, cred eu, sunt foarte complicate timpurile acestea pentru ei și mă gândesc că ar fi foarte bine dacă noi ăștialți am putea să o facem, dar mai activ, să punem umărul, să ne implicăm, să-i ajutăm, pentru că pentru a realiza ceva, pe lângă faptul că eu nu zic, ei da, fac școală, sunt școliți, nu au experiență, experiența tot vine, dar oricum timpurile sunt foarte grele pentru tineri. Și iată, chiar mă gândesc la Drochea, ziceam eu că nu prea văd așa mari personalități, dar oricum există un anumit număr de oameni care au o experiență, care sunt, adică la părerea cărora ați putea voi să ne vă plecați urechea, ați putea să vă ascultați, să-i întrebați, să vă povestească, să vă vorbească, dar ascult ce spune Mâca, faci cum știe nepot. Uite, noi punem umărul, noi punem ajutorul, punem susținerea și nu căutăm piete în soare, dar nu mai sunt. Vai de capul tinerilor de azi, pentru că este o viață foarte complicată, am și eu copii, viață foarte grea și ca să te mențină deasupra valului, trebuie să dai de încoate bine. Și nu doar trebuie să poată nota, dar să mai știi și niște reguli așa care nu țin de nou. Muncă, trebuie multă muncă, dar trebuie neapărat tinerii susțineți, că altfel... Cum credeți, ce model de dezvoltare ar trebui să aleagă dânșii? Asta e să o aleagă ei. Na, eu cum pot să le spun? Eu știu ce să le aleg, dar asta doar tinerii pot să-și decide opinia, pentru ei. Opinia dumneavoastră care, le spuneți ce? Nu, nu mai zic, doamna Vera, nu mai zic, pentru că ei știu mai bine ce trebuie și au nevoie. Și eu pe ăștia doi cunosc siguranță, eu știu ce-și doresc. Atât că, vă zic și mă repet, noi trebuie să-i susținem, chiar de nu ne place, chiar de nu ne convine, chiar de sunt niște gânduri care, sau niște păreri, niște opinii, niște care sunt departe de noi, oricum ei știu mai bine ce le trebuie. Deci noi trebuie să susținem, noi ăștia mai de mult, trebuie să-i susținem, trebuie să-i ajutăm și trebuie să nu ne implicăm prea mult în concepțiile pe care ei tinerii le au, în special ăștia doi de acum. Astea sunt bravo, știu eu. Acum avem o întrebare pentru invitații de la Chișinău. Ce model politic este potrivit pentru Republica Moldova și care sunt avantajele acestei țări? Cumva, odată cu declararea independenței și aliarea la o serie de valori, cred că acest model a fost cumva bătut deja în cuie. Setul de valori a democrației este foarte, foarte clar și nu trebuie să reinventăm roata, pornind de la integritate și terminând cu profesionalism. Și de foarte, foarte multe ori, din lipsa asta de personalități cumva puternice, le sugerez tinerilor să se uite la valorile pe care le găsim noi în Constituție, în setul de convenții la care noi ne aliniem și mai puțin la anumite persoane concrete, fiindcă, ok, mai devreme sau mai târziu ajungem să ne dezamăgim. Este foarte, foarte important, de fapt, și asta cumva tot timpul încerc pe tinerii să-i trezim un pic, să le spunem că soluțiile la problemele pe care le au sunt tot în comunitate. Și inclusiv tinerii care deja sunt în anumite poziții de conducere, de foarte multe ori uită că
tinerii care stau în afara acestui organ de conducere ar putea să fie un instrument și o valoare foarte, foarte puternică. Deci aș îndemna pe cei puțini tineri care sunt în anumite organe de conducere să iasă mai des la tineri, să participe la consultări, să întrebe ce vor ei, în ce țară ar dori să locuiască, cum văd ei soluționarea la multe probleme cu care ei se confruntă. Și atunci și deciziile, cumva, atât vocea tinerilor va fi auzită, cât și deciziile luate vor fi mult mai aproape. Asta e problema, de fapt, pe care tinerii o simt zi de zi și de ce ei nu se implică în procesele politice, atât în calitate de candidați, cât și în cadrul unor alegeri sau consultări publice, este fiindcă ei nu văd rostul acestor procese. Ei nu înțeleg care e finalitatea procesului dat. Ei vor cu adevărat ca vocea lor, ideile lor, propunerile să fie auzite și să fie implementate. Și asta să se vadă nu în anumite documente de politici, strategii aprobate, planuri de acțiuni, dar asta să se simtă în viața de zi cu zi, în serviciile și calitatea serviciilor pe care ei le primesc, în serviciile pe care le primește când el merge la un medic, în serviciile pe care îl primește copilul său când merge la grădiniță, în serviciile pe care el le primește când se urcă într-o unitate de transport. Și asta e cel mai important rezultat. În momentul în care ei se înțeleagă că ei participă la acest proces și există și un rezultat în tot această muncă, atunci ei vor fi mult mai activi și nu vom avea problema de tinerii la participă atât de slab la alegeri. Acum am vrea să auzim și opinia doamnei Platon. Am auzit foarte mult până acum că tinerii trebuie să fie implicați în politic, tinerii sunt demotivați de politic, haideți să îndemnăm tinerii să se implice în politică, dar noi nu ne-am pus întrebarea, dar ce facem de fapt noi, ca stat, ca autorități, ce facem pentru a implica acești tineri în politică? Ce facem noi pentru ca să-i motivăm ca ei să vrea să se implice în politică? Pentru că, haideți să vă dau un exemplu, chiar acum recent, sunt implicat în organizarea unui proiect cu tinerii din regiuni. Tinerii au ce spune, tinerii au idei, pur și simplu tinerii nu sunt auziți. Și atunci, dacă noi vrem ca tinerii să fie implicați în politică, noi pur și simplu trebuie să-i motivăm și trebuie să-i implicăm. Trebuie să organizăm mai multe discuții, mai multe dialog cu tinerii, unde să nu fie organizat doar de ochii lumii sau cum fac mulți din persoanele din autoritățile publice, doar de să pună fotografii pe internet și să raporteze asta ca evenimente. Trebuie într-adevăr să existe un interes mare din partea autorităților ca să implice acești tineri și poate atunci o să avem o rată de participare mai mare tinerilor în politică și în comunitate și în societate și așa. Doamna Platon, am vrea să știm prin ce putem motiva tinerii. Chiar un exemplu simplu. Să încercăm să facem odată la o perioadă dialog cu tinerii. Să încercăm în fiecare comunitate, în fiecare oraș din Moldova să facă un dialog unde să vedem care sunt propunerile tinerilor. Ei, de fapt, ne spun că au alte probleme legate de tineret decât cele care le văd autoritățile. Și atunci un dialog cu tinerii odată la o perioadă unde să vedem, de fapt, viziunea lor asupra comunității sau asupra problemelor sau chiar și asupra evenimentelor care se organizează pentru ei. Pentru că continuăm să facem anumite evenimente și oportunități educaționale în care ei se implice, care lor nu le este interesant. Chiar recent tinerii din Ștefan Vodă spuneau că noi avem un program anual în care agenda noastră de oportunități este ziua sportului sau ceva permanent, deci tot aceleași evenimente care se întâmplă în fiecare an. Dar noi vrem altceva. Ideea e că nimeni nu ne ascultă. Noi avem propuneri în care nouă ne-ar fi interesant să ne implicăm. Și, de fapt, la aceste evenimente, organizate tot pentru ei, vin doar 6-10 persoane, un număr foarte mic de tineri care tot cumva sunt poate impuși să vină acolo sau aici vine și dezinteresul față de implicarea în comunitate și tocmai de asta este și dezinteres față de implicarea în politică, pentru că implicarea în politică, în primul rând, înseamnă implicarea în comunitate. Iar implicarea în comunitate trebuie să existe un dialog strâns între cei de la guvernare, între autorități și tinerii. Domnul Ciurea, acum în politică se vorbește mai mult despre votul mixt, uninominal, proporțional. Cum se vede acest lucru la nivel național?
mult analizat de către noi ca organizația societății civile. Pentru noi era foarte, foarte important să înțelegem nu cât de bun sau cât de prost este acest sistem electoral, pentru că până la urmă sisteme bune și proaste nu există. Există sisteme care merg într-o anumită țară și sisteme care favorizează anumite forțe politice. În cazul nostru era foarte important să înțelegem de fapt care va fi impactul asupra reprezentării tinerilor în politică. Și noi, de fapt, după o analiză foarte, foarte atentă și consultări foarte multe cu diferiți actori civici, noi am înțeles că nu există o evaluare a impactului asupra participării tinerilor, dar la prima vedere, de fapt, eu un pic să o dezavantajeze tinerii. De ce? Pentru că un tânăr nu are aceleași resurse și aceleași capacitate de a concura în cadrul unei regiuni, să vorbim, de la egal la egal cu adulții care deja au un bagaj de experiență, de cunoștințe, de resurse. Și aici deja din start se observă un dezavantaj clar, plus am mai studiat și practica altor țări să vedem cum a fost afectată rata de succes în alegerea tinerilor față de alte categorii și am observat de fapt un ușor dezavantaj în defavoarea tinerilor. Foarte, foarte important este un alt moment. Noi atât de mult vorbim despre participarea tinerilor în politică și foarte, foarte important, după cum am menționat, să nu uite că ei vin din comunitate, să comunici cu tinerii și cu adulții din comunitate, să aibă un dialog constant, un dialog calitativ în care, într-adevăr, există o deschidere și dorește să fie schimbate anumite lucruri, pentru că mimarea consultărilor, mimarea intervențiilor, noi o vedem deja de 25 de ani. E timpul, cred că, să venim cu o abordare mult mai profesionistă și mult mai pragmatică, iar tinerii din ziua de azi sunt mult mai pragmatici și mult mai hotărâți decât au fost cumva poate generații mai înainte și cred că această valoare trebuie exploatată. Să vedem ce ne spun și tinerii drochiene despre modelul de dezvoltare politică. Ce părere aveți despre modelul de dezvoltare politică? Cred că este necesar să preluăm de la alte țări, pentru că, de exemplu, învăț în România și acolo mi se pare mult mai frumos și mult mai ok. Ar fi bine dacă am preluat și de la alte țări și dacă ne-am format și modelul nostru propriu. Deoarece ar trebui să arătăm că suntem o țară democratică și ne putem dezvolta independent. Să primăm de la alte țări. De ce? De dacă e la noi corupție, banditism și altele acolo, la Chișinău, se face mari nebunii. Am auzit opinia tinerilor de la Drochia și acum, doamna Bulgaru, aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră care este relația politicului la nivel local și național. Cine pe cine domină? Înainte la opost se vede clar că, privind în Parlament, cine stă în Parlament? Luăm vârsta medie a parlamentarilor. Este clar de dat cine pe cine domină. Ne luăm Consiliul Raional. Clar, cine pe cine domină. Eu cred că vârsta medie Consiliul Rănal Ion cam cât e? Cam cât să fie așa? După 50 cât, așa? După 50. Poftim. Cine pe cine domeni? Clar. Noi nu permitem tinerilor să vină să-și facă ei treaba pentru țara care o au, de fapt, pentru viitorul lor și pentru viitorul nostru, până la urmă, asta care suntem. Noi, și nu din faptul că nu avem încredere. Dar de atâta că fiecare și-a luat acolo un loc ușor, călduți, bine, mersi, mai sunt așa pe lângă o pensie, mai au și un serviciu și mai au și niște ședințe în Consiliul Raional, stau bine, mersi acolo. Tot așa e treaba și în Parlament. Tinerii nu au cale deschis. Ei își doresc, ei pot, ei ar putea, noi trebuie să-i ajutăm, dar până nu mișcăm căruța cu două roate din loc, căruța cu două roate, apropo, se mișcă ușor, așa că voi țineți minte. Trebuie să fie mai îndrăzneți, trebuie să fie și nu mai să gândiți, măi, dar nu cunoște, dar nimeni nu cunoște tot. Azi nu cunoști, mâine să știi mai bine. Deci trebuie să fii mai hărțăgoș, așa, și pentru ține, și pentru societate, și pentru țară. Și la urmă, și pentru ei și la alții care stând de scaun și nu mai sunt să dărâme. Că unii stau chiar să stând de scaun, că doamne, să dărâmă dacă se lasă scaun. Deci tinerii trebuie. Ei trebuie să fie activi, ei trebuie să fie, cum am mai zis-o, îndrăzneți, dar trebuie să fie îndrăzneți așa.
supărați îndrăzneți, pentru că numai prin supăr a să-și obțină, că așa e în Republica Moldova, acum și așa e la Drochia. Dacă nu iei cu forță, nu e nimic. Da, eu. Așa e la Drochia, da? Domnul Ciuri, acum am vrea să ne spuneți și dumneavoastră care este relația politicului la nivel local și național, cum ar trebui să fie, cine pe cine domină și cum ar trebui să fie. Noi putem vorbi despre o dominație oarecare, fiindcă cumva există un set de atribuții pe care au la nivel local, un set de atribuții care există la nivel național. Cu siguranță, procesul de descentralizare și autonomie locală un pic nu a mers până unde am fi vrut noi să mergem. Procesul încă e cumva transformarea în care loc. De aceea, de foarte, foarte multe ori există, dacă ne uităm în legea cu privire la administrația publică locală, există un set de atribuții pe care primăriile și consiliile raionale și locale trebuie să le exercite, dar nu prea au resursele încă suficiente și asta se datorează și datorită și modelului de finanțare. De aceea aici cumva ar fi cu siguranță spațiu de lucru. Cu toate acestea, tot mai mult observăm, de fapt, o creștere în calitatea aleșilor locali și asta se datorează, cred că, în primul rând, necesităților, nevoii, problemei cu care se confruntă. Ei înțeleg că deja nu mai depind ei de comanda cuiva de la centru. De foarte, foarte multe ori un primar este nevoie să mai scrie un proiect, să mai demonstreze unui donator în mod direct, neașteptând o decizie a guvernului sau un alt organ central, să demonstreze că are o soluție, cu adevărat, uite, anume proiectul ăsta o să schimbe viața comunității și acestea lucruri în timp aduc roadele lor. Există comunități în care acest proces are loc mai repede, există comunități în care procesul o să dureze ceva timp, plus, cu siguranță, este necesar și o reformă administrației publice locale, o reformă administrativ-teritorială, fiindcă cumva realitățile s-au schimbat. Noi stăm în aceeași formulă foarte, foarte pestriță cu un număr enorm de autorități publice locale care de foarte multe ori nu au capacitate. Și de ce să ai o primărie dacă nu îi oferi instrumentariu cu adevărat care poate influența la nivel local? În ceea ce ține de participarea în dezvoltarea de politici naționale, aici există Congresul Autorităților Locale, dar cred că totuși primarii ar trebui să fie mult mai activi, ar trebui să fie un pic mai curajoși, să nu se teamă de toate presiunile politice care există la nivel de partide, la nivel național și din foarte multe ori să fie mai insistenți. Reforma ar merge mult mai repede dacă și ei ar cere de foarte multe ori acest lucru, dar așa, ok, avem ce avem, avem de multe ori autorități publice locale care așteaptă de la sine să se soluționeze problemele. Doamna Platona, acum am vrea să ne spuneți și dumneavoastră ce exemple reușite cu implicarea tinerilor în Republica Moldova există. Ok, personal eu pot să numesc exemplu care proiectul în care sunt implicată, care îl consider un foarte bun, cu siguranță sunt foarte multe proiecte care sunt finanțate și implementate în Republica Moldova și contribuie foarte mult la implicarea tinerilor și la dezvoltarea inițiativelor de tineret. Eu pot să spun că un exemplu reușit îl avem în 8 orașe din Moldova. La nord avem Iedinți, Telinești, partea cealaltă, Ialoveni, Cimișlia, Comrat, Ștefan Vodă, Căușeni, în care acum, chiar ultima lună, practic în fiecare zi sunt în regiuni și în fiecare zi discut cu tinerii și în fiecare zi noi lucrăm împreună cu ei la implicarea lor în comunitatea în care trăiesc. Și cum a punctat și Igor, este foarte important ca inițiativele lor nu neapărat să fie probleme care sunt discutate de autorități în fiecare zi, probleme mari. Implicarea lor este foarte binevenită în subiecte și probleme foarte înguste, cele ce țin de ei și este în capacitatea lor de a veni cu o propunere. Spre exemplu, dacă noi o să creștem o generație de tineri care sunt implicați în comunitate și o să înceapă cu lucrul ăsta mic, care realizarea asta mică care ei au făcut-o, cu un panou informativ, cu o activitate, cu o idee care o pot implementa în practică cu ajutorul autorităților, de aici se începe și interesul lor de a se implica în comunitate și apoi interesul lor de a se implica în politică, pentru că atunci ei văd că
propunerea lor este nu numai auzită, dar ea are și poate și fi implementată în practică. Domnul Ciurea, avem o întrebare pentru dumneavoastră de la invitatul nostru din studio. Poftim, Ion, adresează întrebarea. Domnul Ciurea, bună ziua încă o dată. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră activați cu tineretul din toată Republica. Cât tineret la moment este numărul de tineret care sunt consilieri în administrația publică de nivelul 1 și de nivelul 2 la nivel de țară? Și spuneți-mi, vă rog, cum să activeze acest tineret când într-un consiliu raional din 33 de consilieri sunt doar numai 3 până la 30 de ani. Rest toți sunt la pensie. Vă mulțumesc. Ok, noi suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă la nivel de reprezentare a tinerilor în permanență. Chiar cu câteva luni în urmă, odată cu modificarea legii cu privire la tineret, am venit și noi cu niște cifre mai noi. De fapt, avem undeva în consiliile municipale, dacă luăm conform legii noi, de la 14 la 35 de ani, dar înțelegem că nu avem tineri de la 14 la 18 ani acolo, avem 27%, vorbim doar de municipiul Bălți și municipiul Chișinău aici. În ceea ce ține de reprezentarea în consiliile raionale, aici un pic e mai proastă situația. Avem undeva 14% din consilierii locali cu vârsta până la 35 de ani. Și asta, cumva, cifra asta super optimistă, deoarece odată cu mărirea plafonului până la 35 de ani, înțelegem cumva, parcă s-a îmbunătățit statistica, odată ce majorăm categoria care intră în această marjă de vârstă. La capitolul primari, stați un pic, e mai proastă, avem doar 9% dintre primari îs cu vârsta de până la 35 de ani. Asta sunt doar câteva cifre. Asta ar fi doar un mic exercițiu care am putea să-l facem, așa și ar avea un impact foarte, foarte mare. Și de ce nu în aceste consilii locale las să fie implicați, ale tinerilor să fie implicați și reprezentanții diferitor partide politici? Să devină acestea niște școli în care partidele politice la nivel local își cultivă niște lideri locali. De ce nu? Principalul să fie cumva respectat reprezentativitatea, să nu avem doar de un partid X sau un partid Y, dar să avem cumva o diversitate cât mai mare de tineri, dar de ce nu? Pe de altă parte, consultările publice. Organizarea de consultări publice în care tu chemi tot satul să discuți despre o problemă foarte complexă, asta nu lucrează când este vorba de tineri. Asta nu lucrează în general când vorbim despre anumite categorii dezavantajate. Pentru tineri este nevoie de un alt format. Tânărul, faptul că el se află în sală, majoritatea tinerilor nu o să aibă pregătirea și curajul de a-și manifesta opinia, de a-și promova opinia la o consultare publică. În cazul ăsta trebuie de organizate întâlniri separate în care tu creezi un mediu favorabil, un mediu în care un tânăr își poate exprima într-un mod de foarte multe ori mai rudimentar poziția, dar el are posibilitatea să spună ceva și ulterior deja aceste opinii ideal să fie și implementate în procesul de luare deciziilor și să fie comunicate aceste soluții, că altfel tinerii pierd interesul de a se implica. Acum să urmărim un reportaj realizat de către colegii noștri de la Nisporeni despre o carieră politică de succes. Cum s-a regăsit în politică un tânăr, cel mai tânăr primar din Republica Moldova, e de la Nisporeni. La Nisporeni, oamenii au ales în fruntea orașului un tânăr. Grigore Robu este unul dintre cei mai tineri primari din Moldova și în 2 ani a schimbat multe în oraș. Orașul a devenit puțin mai curat. Cel mai tânăr primar din raionul Nisporeni, Grigore Robu, a reușit să schimbe la față orașul pe care îl conduce. Cel mai important proiect de finalizare a proiectului de apeduct a avut loc anul trecut. Anul acesta au fost în continuare făcute extinderi și conectați mai mulți cetățeni a orașului Nisporeni. Dar cine crede că și tânăr fiind este foarte ușor să te acomodezi cu funcția de administrator al unui orășel se înșală. Cel mai greu proiect și desigur și cea mai mare provocare a fost proiectul de apeduct, un proiect de aproximativ 14 milioane de euro, un proiect care a fost inițiat de vechea conducere, dar a fost finalizat în mandatul meu. Primarul mai susține că se va baza în continuare pe fonduri europene, pe care nu e foarte ușor să le accesezi. Vorbim de canalizare, vorbim de extindere la apeduct, vorbim de drumuri, vorbim de parc și cel mai important, dezvoltarea
pe lungă durată dezvoltarea economică a orașului Nisporeni. Angajații de la primărie spun că este plăcut să lucrezi cu un primar tânăr. Este un specialist foarte bun. Probabil toți știu că suntem un colectiv tânăr. Domnul primar este o persoană foarte energică. Grigore Robu a reușit să ajungă primar de Nisporeni la doar 27 de ani. Își consideră tinerețea un atu și are planuri mari pentru orașul Nisporeni. Într-adevăr, tinerețea nu este una din probleme, ba chiar din potrivă, entuziasmul și energia care o am acum în această perioadă a vârstei mă ajută și ba chiar de multe ori mi este de folos, deoarece munca în administrația publică locală este o muncă care necesită dedicație, care necesită multă energie și în cazul meu pot să zic, să constat că tinerețea este un atu și ne ajută ca să promovăm multe proiecte și să avem multe activități. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în țară au fost aleși peste 50 de primari cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani, iar mai mult de 100 au între 50 și 78 de ani. Totuși, cel mai bătrân primar are 69 de ani și este din satul Alexandru Ioan Cuza din Cahul. Am revenit din nou în studio. Ce spuneți, Ioan? E timpul să pregătim lideri tineri politici? Timpul pentru pregătirea tinerilor politici este de mult trebuie de făcut această schimbare în Republica Moldova și trebuie de făcut nu acum când are 28-30 de ani, dar trebuie de făcut de când e mic copil. Cum se naște, trebuie de făcut viitorul, de lămurit ce înseamnă acest viitor, cum se creează acest viitor. Și mi-a plăcut fraza care a spus-o Ștefan cel Mare, că țara nu este a mea și nu este a voastră, ci a urmașii urmașilor voștri. Așa că... Mariana, tu ce ne spui? E timpul să pregătim o nouă generație de tineri lideri politici? Desigur, este timpul, dar avem nevoie de persoane competente, de profesioniști în sensul direct al cuvântului, persoane instruite care să nu lucreze în interesul partidului sau în interesul lui personal, în interesul poporului. Doamna Bulgaru, aș vrea acum să ne spuneți și dumneavoastră, avem noi în Drochea tineri politici care ar urma exemplul primarului de la Nisporeni să facă și ei ceea ce pentru oraș, pentru raionul Drochea? Inițial, la început de emisiune, am zis-o că dacă țara asta are o salvare, salvarea este în tinerii care avem, care încă n-au plecat din țară, care spre fericirea noastră încă n-au plecat din Republica Moldova. La Drochea nu este o diferență de întreaga Republică, clar că Drochea tot are. Eu chiar am vrut să... Eu nu știu dacă e posibil în așa o emisiune, nu e posibil, dacă se poate, se permite în așa o emisiune, că, mă rog, le fac publicitate unor tineri, dar ei sunt... apartenenți politici au ca altfel în Republica Moldova, nu poți fi. Da. Nu spun a cui, dar îi spun, oricum lumea știe cui, dar oricum sunt tineri, bravo. Cum am putea încuraja tinerii să se implice în politică pentru a face schimbări? Făcând un pas în urmă și deschizându-le calea pentru ei. Adică să le oferim nu locul nostru, dar să ne dăm puțin așa de o jumătate de pas, ne dăm într-o parte, treci mai băiat, tu ești tânăr, ești mai pregătit ca mine, tu gândești altfel, tu gândești așa cum trebuie să gândească acum o țară, cum trebuie să gândească Republica Moldova și cum, de ce are nevoie Republica Moldova, de gândurile lor și de opiniile lor și de proiectele lor. Deci, noi ăștia care suntem mai din mușmai, avem o pregătire și care o ziceam eu, noi le propunem, noi le zicem, ei trebuie să aleagă ori de neghină, le aleg ce le convine lor. Atât că noi trebuie să avem bunul simț, ca să nu zic altceva, să avem bunul simț și să le oferim locul. Uite, treceți, dar nu, că nu-i chip drag, să țin cu ambele mâini. Dacă nu-i posibil și nu are obraz și nu are, nu știu ce să mai aibă acolo, ca să dea puțin într-o parte, să facă loc tânărului care este pornit pe lucru care are nevoie țara și raionul și toți noi, hai să punem mână la mână și să-l strămutăm. Dar cum altfel? Păi, tinerii să vă ia în echipa lor, cu siguranță dumneavoastră ați face acest lucru. I-ați strămutat de loc. Eu din când în când pot să-mi arunc o idee. Trebuie activism. Asta luăm chiar domeniul nostru, medicină, de la Drochea. Măi, nu avem tineri în medicină, nu. Nu vin tineri. Hai, lasă, nu mai să mai bat capul nimeni. Vin tinerii pe lustru. Nu au loc unde să vină. Și dacă nu are loc, băiatul nu vine. Sau aceeași, dacă o luăm aceeași politică. Chiar ăștia noștri care, cu mare greutate în politică.
Pe cum vreți să vin tânărul dacă acolo la locul cealaltă de muncă stă el e pensionar, el primește salariul și el activează și încă și consilier regional. Așa, acum, asta e o tienă de gândire pentru parlamentari. Dar cum o să fac ei dacă acolo și ei toți? Asta noi tineret trebuie să ne unim, așa, trebuie să ne facem exact. Auziți. Auziți și nu dar auziți. Și văzut și taran, știi, este taran, nu știu cum se spune în limba română. Să mergeți că altfel nu e altfel, eu zic chinezesc. Trebuie ca la rugby. Da? Ia uite, cărțile în mână și ai mars. Vă mulțumesc de răspuns. Domnule Ciurea, aș vrea acum să vă întreb pe dumneavoastră. Să ne spuneți, tinerii sunt schimbarea țării. Ce credeți? Cum va arăta clasa politică peste câțiva ani? În dependență de cât o să investim în tinerii de astăzi, așa o să avem și un viitor. De ce eu cred că ar trebui de astăzi să creștem în primul rând niște cetățeni buni. Și în momentul în care să creștem cetățeni buni, să creștem și politicieni buni. Cetățeni buni prin implicarea lor în luarea deciziilor la nivel local, prin implicarea lor în anumite inițiative, prin consultare la oricare probleme ar exista în comunitate, astfel îi capătă și încredere că autoritățile sunt aproape de ei, astfel îi capătă și cunoștințe despre ceea ce este o autoritate publică. Ulterior, ok, pentru familiarizarea lor cu anumite instrumente și modul de lucru în general a autorităților, este nevoie de un pic mai mult efort aici, trebuie un pic mai multă deschidere, un pic mai multă transparență și asta cumva o să familiarizeze pe de-o parte tinerii cu ce se întâmplă în autoritățile publice locale și o să le ofere și încredere. Asta în ceea ce ține de autoritățile publice locale. La nivel de partide, aici la fel este nevoie de o reformare de esența a partidului. Un partid politic este o necesitate. La noi, pur și simplu, ele au devenit niște instrumente care promovează anumite interese. De asta, cumva, abordarea meritocratică în cadrul partidelor la fel o să susțină tinerii cu siguranță. Mulțumesc tuturor invitaților pentru prezență la emisiunea noastră de astăzi, emisiunea Alternative la final. În cadrul emisiunii am discutat despre implicarea tinerilor în politică, am prezentat opinii, idei, soluții, iar fiecare din dumneavoastră poate să-și aleagă ceea ce își dorește. Seară bună și pe curând! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.